Păi vi să deschideți Biblia la Evanghelia după Luca, capitolul 12. Citesc începând de la versul 35. Mijlocul să vă fie încins și făchilele aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robul acela pe care stăpânul îl va găsi veghind de la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, va pune la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi veghind. Aș vrea să ridic o întrebare. Care este sensul cuvântului adventist? Așteptător, da? Dar ce însemnează să aștepți? Știu că v-am mai povestit experiența aceasta, dar îmi place și îmi permite să o repovestesc. A fost mai mult de 20 de ani de atunci, când o soră m-a rugat să vin la crematoriu, să îl înmormântăm sau, mă rog, să facem ultimele rituri pentru soțul ei. Fostul soț. Deci istoria era tristă. Un caz tipic, un bărbat care ajunge la vârsta de mijloc și decide că e mai ușor să o ia de la capăt decât să o ducă până la capăt. Situația este tipică, da? De obicei, totdeauna se termină cam la fel. Deci omul nu realizează că este la vârsta când de fapt începe să îmbătrânească și ce urmează este o spirală în jos de singurătate, câteva încercări și dezamăgiri, înstrăinat de familie și până la urmă vine moartea, da? Deci femeia era deja divorțată de vreo 30 de ani. Era multă vreme de atunci, era și destul de în vârstă. Soțul murise singur undeva, într-o garsonieră de București. Nici copiii nu mai aveau legătură cu el. Așa că femeia s-a hotărât să-l incinereze, n-a avut ce să facă. Și m-a chemat pe mine, zice, hai de totul să facem ceva, da? Și m-am dus acolo. Ne-am dus cu cartea de cântare, am cântat cu Biblia, mă rog, așa. Am văzut un preot ortodox în sala aceea. Nu știu dacă ați fost vreodată la crematoriu din București. De obicei au un sicriu în care este cadavrul. Poți să ai o slujbă acolo, după aceea sicriu coboară jos, se deschide, că nu ard sicriul, vă dați seama, da? Este scos cadavrul, sicriul este pus deoparte pentru altul și urmează incinerarea. Și am văzut un preot ortodox acolo, un bătrân cu barbă lungă, albă, care stătea așa, într-un colț. S-a încheiat slujba, m-am dus la el. Părinte, mă bucur că vă văd, cu ce ocazie, zice, v-am ascultat cântările, ești adventist? Da. Advenul, advenire, așteptător, asta însemnează, da. Ce îmi place ideea, deși nu sunt de acord cu toate interpretările voastre, dar îmi place ideea. Bun, părinte, și dumneavoastră ce faceți pe aici? Știi ce fac eu? Știi că la noi în biserică nu se face slujbă la crematoriu. Deci dacă nu-l îngropi în pământ, nu-i creștinește, nu se. Și săraci oameni vin aici că n-au bani. Și vin aici și fac o slujbă. Pentru oameni care n-au bani să plătească, care e împotriva dogmei mele. Dar o fac. Pentru că și eu sunt așteptător, mi-a zis. Deși n-am doctrina voastră, o cunosc bine, zice, și o să așteptător. Și zice, știi ceva, am făcut o mică slujbă în gândul meu. Am făcut și o slujbă ortodoxă pentru omul acesta. Te superi? Zic, vai părinte, vă mulțumesc. De ce să mă supăr? Dar mi se pare foarte interesantă această idee. Acest preot ortodox mi-a spus că și el e adventist în felul lui. Și cunoștea sensul în latină. De asemenea, era creștin. Ce este un creștin? Cum te faceți diferența între un adventist creștin, un baptist creștin, un ortodox creștin, un catolic creștin, un penticostal creștin și un adventist-adventist, un ortodox-ortodox, baptist-baptist, penticostal-penticostal? Care este diferența? Ca așteptor niciuna.
Dar diferența și care este totuși, este un numitor comun la toți care sunt creștini. Întotdeauna creștinul calcă regulile ortodoxiei lui. Fiecare biserică are ortodoxia ei, da? Ortodox înseamnă drept, credincios. Fiecare biserică are un treptar de credință. Întotdeauna creștinul calcă aceste reguli. Atunci când este vorba să fie mai aproape de om. Ellen White are un sfat extraordinar. Și îmi pare rău că totdeauna alegem citatele cele mai nepotrivite din Ellen White. Ellen White spune așa: dacă e vorba să alegem între două greșeli, între a greși fiind prea departe de oameni, mai departe de oameni și mai aproape de principii, de principii, repet, și a greși fiind mai departe de principii și mai aproape de oameni, dacă e vorba să alegem între a greși călcând principiile ca să fim mai aproape de oameni sau să ne depărtăm de oameni pentru a ține principiile, care dintre aceste două greșeli să le alegem? Ea nu spune că una e bine, alta e rea. Zice două greșeli. Care dintre aceste greșeli trebuie să le alegem? Mai aproape de oameni, trebuie să alegem dintre două greșeli. Aș vrea să spun, nu trebuie să gândești în alb și negru. Toată viața noastră constă în opțiuni care cele mai multe sunt între două greșeli, greșeala cea mai mică. Niciodată n-ai opțiunea perfectă. Foarte rar, dar cred că niciodată n-ai opțiunea perfectă. De cele mai multe ori alegi între două greșeli, trebuie să faci compromis. Trebuie să gândești relativ, nu în termeni absoluți. Tipii care se gândesc în termeni absoluți sunt aia care sunt buni adventiști, buni ortodoxi, buni baptiști. Deci acel preot ortodox, dacă ar fi gândit în termeni absoluți, n-ar fi venit acolo ca să facă o slujbă de mormântare, pentru că religia lui nu-i dă voie. Și eu dacă gândeam în termeni absolut, spuneam, știi ceva, iubită soră, soțul ăsta te-a părăsit, a murit ca un câine, lasă-l să ardă ca un câine. Oricum va arde, ce ne ducem noi acolo să facem? Și probabil că n-aș discuta cu preotul acela și nici el cu mine. Însă, creștinismul implică, în primul rând, a-l așeza pe om în centru. Am spus de mai multe ori, creștinismul nu este un cerc, ci o elipsă. Pentru că, mai țineți minte de la geometrie, elipsa are două focare, da? Așa. Deci, de ce este o elipsă? Pentru că, toți spun, creștinismul are centru pe Hristos. Sau are în centru pe Dumnezeu. Nu. Creștinismul are în centru pe Dumnezeu și omul. Sunt două centre. Și, așa cum să zic, soarele nu este în mijlocul orbitei nici unei planete din sistemul solar. Este la capătul unei elipse. Pentru că el este forța care mișcă sau care ține Pământul pe orbită, da? Dar în ultima instanță Pământul mai are un centru la perifelium. Și asta este de fapt ideea creștinismului. Dumnezeu este o forță înăuntru care ne face să gravităm în jurul aproapelui, nu în jurul propriului eu. Asta este iar o problemă. Și acum, ce însemnează de fapt să fie adevărat? Ce înseamnă să fie așteptător? Sunt de acord cu preotul. Aș vrea să spun, nu doctrina noastră profetică este definiția așteptătorului. Doctrina noastră profetică o spun fără rezerve. O spun ceea ce știu majoritatea colegilor mei, cel puțin din generația mea. Doctrina noastră profetică este depășită. Are prea multe găuri, nu mai ține apă, curge apă din ea. Este ceva ce repetăm ca să nu recunoaștem că am greșit. Însă, esența este o anumită atitudine pe care acest preot ortodox a înțeles-o foarte bine. Și această atitudine este descrisă aici de Iisus în Evanghelia după Luca. Și aș vrea să spun ceva. Problema este că la data aceasta bisericile noastre sunt muribunde. Chiar am primit o veste tristă. Am fost rugat să protestăm, că acum se protestează cu privire la dărâmarea labirintului. Da? Îmi pare foarte rău. Labirintul a fost una dintre bisericile pe care am păstorit și pe care am iubit-o foarte mult. M-a ajutat să plantez două biserici în București. De fapt, trei, ca să spun. Una a mutat-o în altă parte. Dar în ultima m-a ajutat în trei. A fost lângă mine în orice atitudine de a călca regulile. Și a stat în spatele meu. Însă, nu mai este ce a fost. Nu mai este ce a fost. Problema nu e clădirea, problema este că oamenii nu mai sunt ce a fost. Și asta se întâmplă în toate bisericile. De ce? Pentru că am înțeles greșit.
Am confundat adventismul cu ortodoxia adventistă. Acest preot care a încălcat ortodoxia ortodoxă. Eu sunt un exemplu pentru mine să încalc ortodoxia adventistă, adică să merg la esență. El a mers la esența ortodoxiei, aș vrea să spun, da? El a mers la esența creștinismului răsăritean. Și vreau să fac aici o paranteză. Diferența între creștinismul apusean și creștinismul răsăritean este că creștinismul răsăritean, ortodoxia, este organic. Adică este ceva ce e mai ancorat în viață, în familie, în relație. Cel apusean este mai intelectual, mai juridic, mai conceptual, Biserica Catolică, protestantismul, dar în general partea de răsărit a creștinismului este mai organică, mai ancorată în viață, mai ancorată în relație. Și el a înțeles bine esența ortodoxiei, care nu este dogma. Bun. Acum, ce ne sfătuiește Iisus? Ce înseamnă să fie așteptător? Mijlocul să vă fie încins și făclile aprinse. Se spune că o imagine face câte 1000 de cuvinte, da? Ce însemnează mijlocul încins și făclile aprinse? Asta este prima problemă. Mijlocul încins și făclile aprinse. Două elemente extraordinar de bine alese. Și la fiecare în aceste imagini pot să spun 1000 de vorbe. Deci se poate comenta foarte mult. Hai să începem cu mijlocul. Observați că noi nu mai înțelegem astăzi noțiunea de mijloc încins. Pentru că în timpurile moderne, nu numai îmbrăcămintea s-a schimbat, stilul de viață s-a schimbat. Și ne suntem învățați cu acele reprezentări ale lui Iisus și ucenicilor, cu hainele acelea lungi, că așa ne se pare că arată mai sfinți. Însă, haina lungă era pentru preot, pentru negustor, pentru aristocrat, ăștia se dea cu haina lungă. Pentru omul simplu, haina era altfel, era o tunică scurtă, puțin peste genunchi, la greci mai sus de genunchi, depinde de popor, încinsă cu un brâu. Dimineața, oamenii pe vremea aceea dormeau noaptea cu ce purtau ziua. Nu era higienic, dar astea erau vremurile, n-aveau mai mult. Însă, ce făceau dimineața, își puneau centura și dacă țineți minte, când eram în armată, pe vremea generației mele, când eram în gardă și dormeam, mergeam la somn, scoteam doar centurile. Scoteam centurile și le puneam alături. Sau când eram arestați, ni se lua centura, dacă țineți minte, și erai fără centură. Interesant, avea un efect psihologic extraordinar. Nu știu dacă vă amintiți lucrul acesta, cei care au făcut armata acum, bănuiesc că s-au mai schimbat standardele, dar era un efect psihologic extraordinar când îți lua centura. Îți lua centura, te simțeai vulnerabil și slab. Când ți-o dădea înapoi, ți-o puneai, cheiai și dintr-o dată te simțeai tare. Pentru că, de fapt, centura sau brâurile vechi care se purtau erau foarte late, erau, de fapt, un mijloc de protecție. Pentru că zona mediană este cea mai vulnerabilă. Pe de o parte este abdomenul, în spate este vertebra dorsolombară, care întotdeauna este prima care îți face probleme, că îți prinde acolo nervul și te doare. Deci acest mijloc, omul care mergea la muncă în timpul zilei, mergea la muncă, la luptă, oriunde mergea, el era supus la niște situații care îl solicitau eforturi și trebuia totdeauna să fie pregătit și pentru aceasta trebuia să fie încins, așa cum un soldat încins cu centura este gata de instrucție sau de luptă. Totdeauna soldatul trebuie să fie gata pentru luptă. Și ce înseamnă că e gata pentru luptă? Și a pus centura, a închis paftaua, e gata de luptă. Asta era ideea, trebuie totdeauna să fie gata de luptă. Observați, mai întâi, aș vrea să mai spun un lucru aici. Și fac o paranteză. Diferența între omul, între soldat, dacă vreți, muncitor, pescar, da? Cum erau ucenicii lui Iisus, nu mergeau la pescuit fără să se încingă. Omul de acțiune, pregătit totdeauna să înfrunte viața, orice ar fi fost. Și aristocratul din Orientul Mijlociu. Nu mă refer la aristocratul din Roma. Vreau să spun aici tot respectul pentru Roma și Grecia, unde aristocrații
nu puteau vorbi, erau democrații și nu puteau vorbi public dacă erau supraponderali. Deci nu era acceptabil ca un lider într-un oraș grec sau într-o democrație greacă sau Republica Romană, un lider să nu fie fit. Și asta era specific în Apus. În Orient, dimpotrivă, ideea era că cu cât ești mai așa, cu atât ești mai sedentar, cu alte cuvinte, cu cât mănânci mai multă grăsime și mai multe dulciuri și bei mai mult vin, cu atât însemnează o cuduși mai bine. Asta era ideea. Și asta însemna că Iisus vrea să spună că avea așteptător. Însemnează un anumit stil de viață și un anumit model de fitness, să zic, mental, emoțional și fizic. Să fii totdeauna pregătit pentru orice situație. Nu se referă doar să fii pregătit în sensul unei mortificări, pentru că acesta e aspectul, vreau să subliniez. Am ajuns să înțelegem prin pregătire un fel de mortificare a vieții. Să stai să aștepți că vine Domnul și să fii cât mai puțin implicat în lumea aceasta, cât mai puțin interesat de ce se întâmplă în jur. Gândiți-vă ce am făcut noi de reforma sanitară. Cum ne-am bătut joc de ea. Da? Reforma sanitară a apărut în secolul XIX ca o mare idee. Și n-a venit de la noi. Ideea reformei sanitare n-a venit de la noi, a venit din afară. Însă a fost o mare idee atunci. Noi am luat nivelul la care l-a înțeles Ellen White, l-am absolutizat și am făcut din el o problemă de ascultare, de ortodoxie. Și la data aceasta lucrează împotriva noastră. Cei mai mulți oameni care cred că țin reforma sanitară au niște idei fixe care le fac mai mult rău decât bine, pentru că nu țin pasul cu timpul. Dar asta se aplică și la aspectul intelectual și emoțional. A fi cu mijlocul încins însemnează a nu te relaxa. Și asta este ce spune Iisus mai departe. Slujitorul care așteaptă nu este relaxat. Și nu spun că n-ai nevoie de relaxare din când în când în viața aceasta, dar aș vrea să spun că a fi cu mijlocul încins însemnează că niciodată nu ajungi la punctul în care spui de acum mă odihnesc. Hai să pun degetul acolo unde doare. Câți dintre noi a ajuns la punctul în care spun că nu mai au ce să învețe? Gândiți-vă la aspectul acesta, da? Ajungi la punctul în care nu mai ai ce să înveți. Ești mort. Asta este, da? Câți dintre noi au ajuns la punctul în care consideră că nu mai trebuie să schimbe modul în care gândesc? Ești mort. Câți dintre noi cred că ei nu mai trebuie să facă o schimbare în stilul de viață, ei să suntem cei mai încăpățânați, fiindcă ținem la tradiții. Sunt oameni care se omoară pe ei înșiși, referându-se la stilul de viață. Dar așa m-a apucat, așa a fost și mama, a fost și bunica și așa trebuie să facem. Deci există această atitudine de aici încolo am ajuns la capăt. Nu, mijlocul încins însemnează că merg mai departe. Viața este o continuă provocare, viața este un continuu stres, viața este creștere, viața înseamnă că înveți, faci experiențe noi, te schimbi. Când ai încetat să faci asta, ești mort. Numai morții nu au stres. Și făcările aprinse însă. Și asta e lucrul cel mai important. Să stai cu făclia aprinsă. Și făclia iarăși este un simbol. Ce este făclia? Iarăși vreau să repet, făclia nu este doctrina. Făclia este lumină. Și ce este lumină? Iisus spune, ochiul e lumina trupului. În ultima instanță, a fi cu făclia aprinsă înseamnă a sta cu ochii deschiși. Avea o minte trează. Făclia luminează ce este în jurul tău. A vedea ce este în jur. Cineva care este așteptător trăiește în lumină. Și când spun că trăiește în lumină, știu că simbolul a fost prea mult uzitat deja și înțelegem altceva decât vrea să însemne. Însemnează că trăiește cu ochii deschiși, vede ce este în jurul său. Însă mai important, are o anumită atitudine etică care nu-i permite să facă compromis. Aici într-adevăr nu e loc pentru compromis cu principiile lui etice și morale. Este o anumită atitudine că n-ai ce să ascunzi și iarăși e foarte important aici. Nu e vorba ce par, ci ce ești în realitate. Nu ai ce să ascunzi. Și apoi Iisus merge mai departe. Însă,
să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să vină de la nuntă. Ce înseamnă să fii așteptător? Permiteți-mi să deschid Biblia acum la Apocalipsa. Hai să vorbim despre aceasta. Și o să mergem și la cartea lui Daniel. Apocalipsa. Și așteptăm și alții vor fugi la munți și la stânci și vor striga cădeți peste noi munților și stâncilor, căci cine poate sta și cei sigilați pot să stea. Și dacă vreți, mai dau și cele 7 plăgi aici și mai dau și niște fiare. Și aici Iisus spune să fiți ca niște slujitori care așteaptă pe stăpânul să se întoarcă de la nuntă. Cum împăcați cele două? Vreau să merg mai departe la punctul sensibil. Așa cum am spus sabatul trecut, studiem cartea lui Daniel și nu o înțelegem, ne batem joc de ea. Nu încercăm să înțelegem ce spune cartea lui Daniel. În primul rând, vreau să spun câteva lucruri despre cartea lui Daniel. Primul lucru, cartea lui Daniel nu prevede sfârșitul lumii, nici revenirea lui Iisus. Ăsta este adevărul, așa cum o vedem noi. Cartea lui Daniel vorbește despre venirea lui Mesia. Despre Marele Voivod Mihail este cu totul altceva. Da? Este cu totul altceva. Cartea lui Daniel nu spune că vom merge la cer, nici că va arde pământul. Cartea lui Daniel promite un sfârșit al fiarelor. Că se vor smulge dinții și ghearele, numai că se vor smulge dinții și ghearele. Cea mai importantă profeție a cărții lui Daniel este Daniel capitolul 7 cu privire la Babilon, care este în tandem cu Daniel capitolul 4, de care ne-am bătut noi joc săptămâna trecută la nivel mondial. Anume, în Daniel capitolul 7 promisiunea nu este și se va fi omorât Babilonul, spune, îi se vor smurge aripile și se va da o inimă de om și va sta în picioare. Asta este promisiunea mesianică cu privire la Babilon. Și observați că la fel lanțurile de aramă și fier, discutam azi la școala de sabat, legate în jurul copacului Nebucanețar, sunt puse ca să fie luate într-o zi. Copacul să crească din nou. Daniel este o promisiune nu numai pentru poporul evreu, este o promisiune pentru Babilon. Este o promisiune pentru Grecia, pentru Roma, pentru Persia, promisiune pentru toate popoarele. Mesia vine pentru toate popoarele. Asta este, de fapt, profeția după Daniel. Și aici este ceea ce ne învață Iisus. Nu așteptați foc, ciumă, molimă, așa ne apuc un entuziasm de câte ori mai apare câte o panică din asta idiotă, cum e acum cu coronavirus, așa ne apuc un entuziasm. Uite, vai ce se întâmplă, ne place, da? Nu. Este, de fapt, Iisus spune, așteptați ca slujitorii care așteaptă stăpânul să vină de la nuntă. Bun, stau noaptea târziu, dar nu se chine pentru că așteaptă cu anticipație. De ce? Aici urmează partea cea mai interesantă. Spune, îi va pune la masă și se va apropia să le slujească. Știți că exista un obicei foarte interesant în Imperiul Roman, la care se referă, se pare aici, această pildă din Luca. Odată pe an, era ziua sclavilor. Nu știu dacă cunoașteți acest obicei. Era foarte interesant. Sclavii erau așezați la masă, stăpânul cu soția și cu copiii le slujeau. Îi serveau la masă, nu știu ce, le făceau toate mofturile, da? După aceea, urma momentul cel mai splendid, când l-așteptau cu nerăbdare sclavii. Sclavii erau puse aleagă un alt stăpân, că acum nu puteau fi toți stăpâni. Și unul dintre sclavi era așezat, ales ca stăpân, pentru noaptea aceea, și a stat în capul mesei. Și în sfârșit, când venea 12 noapte, când venea miezul nopții, după ce stăpânul îi servise și făcuse toate mofturile făcuse, pormo stăpânul îl întreba, acum stăpâne, să adresa la sclavul care puse acolo în frumoase, ce poruncă ai pentru robul tău? Și sclavii abia așteptau. Și robul spunea de obicei, uite, butoiul ăla de apă, să te bagi în el acum acolo. Da? Sau te dezbraci și alergi prin grădină urlând și așa mai departe. Deci era de obicei o farsă pe care stăpânul o împlinea. După aceea nu se răzbuna niciodată. Deci orice s-ar fi făcut, s-ar spunea, îmi speli picioare sau îmi săruți picioarele. O făcea cu toată
credincioșia. După aceea lucrurile se întorceau iară și stăpânul era stăpân și sclavi erau sclavi și era disciplină. Dar această zi pe an întotdeauna vrea să comunice o anumită idee care mi se pare că romanii au fost foarte buni să o implementeze, anume, în ultima instanță sunt toți oameni. Este o scară pe care și tu poți urca și eu pot coborâ. Și este deschisă pentru oricine și crea o anumită relație. Bun, Iisus, de fapt, se referă la acest obicei aici. Când spune, stăpânul îi va așeza la masă și îi va servi. Sclavii așteptau tot anul cu anticipație această noapte, așa cum astăzi se așteaptă Christmas sau Thanksgiving, cu anticipație, pentru că sunt noapte de bucurie. Erau noapte în care se distrau și în care mâncau bine și erau și ei stăpâni. Iisus le spune, nu sunteți robi care așteptați pe stăpân să vină, dar stăpânul nu vine ca să vă judece. Atenție! Stăpânul vine ca să vă facă stăpâni. Voi să vi stăpâni, el să vă slujească. Deci ce să așteptați în ultima instanță? Așteptați ca voi să fiți stăpânii și Dumnezeu să vă slujească. Este o schimbare în ordinea lucrurilor. Și probabil că mulți nu înțeleg despre ce e vorba, dar aș vrea să spun că în timp am înțeles tot mai bine lucrul acesta. Anume că există concepția aceasta, noi să nu uităm că noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu stă la dispoziția noastră. Da, e adevărat. Aș vrea să spun ceva. Un copil când e copil, stă la dispoziția părinților. Părinții spun ce să facă. Când este matur, se schimbă lucrurile. În sensul că el folosește tot ce a învățat de la părinții săi. Și a mai adăugat altceva aici. Fiindcă se conduce singur. Aici este vorba de sclavie, este simbolul perfect al stării de nematuritate, de infantilism. Maturitatea este momentul în care nu mai e sclav, ci e stăpân, în care e slujit, în care, aș vrea să spun ceva, am ajuns la punctul, în viața mea destul de târziu, în care religia mea îmi slujește. Deci, când am fost copil, știam că n-am voie să mă plic cu bicicleta în sabat, de exemplu, da? Așteptam să apună soarele și săream pe bicicletă să mă duc la plimbare sau luam jucăriile sau mai știu ce făceam. Am crescut mare și am știut că religia am de reguli pe care trebuie să le respect. Am ajuns la punctul când credința mea adventă este ceva ce îmi slujește. Și îmi slujește așa cum vreau eu. Deci, repet, poate pentru cineva poate să pară aceasta o blasfemie ce spun. Îmi slujește așa cum vreau, îmi ajută în orice. În orice aspect al vieții îmi slujește. Am interiorizat-o, am transformat-o, am identificat-o cu fiecare celulă din mine și acum îmi slujește. Este ceva ce îmi dă putere și mă inspiră din nou într-un afară. Nu mă simt obligat față de nicio regulă, față de nicio dogmă, față de nicio organizație, față de niciun om. Deci față de ceea ce spune Pavel când vorbește de libertatea creștinii și spune că nu slujesc oamenilor, da? Și nu sunt judecat de oameni. Sau că omul spiritual judecă toate lucrurile. Faza de om spiritual ești când judeci toate lucrurile, că nu te mai judecă nimeni. Aici este punctul pe ei. Ziua sclavilor. Deci când Iisus spune se va așeza la masă să se slujească, face aluzie la acest obicei ziua sclavilor. De fapt, această sărbătoare a sclavilor, această nuntă de la care vine stăpânul, și imaginați-vă, vine stăpânul cu mireasa acasă, nu? Cu noua lui mireasă pe care o duce acasă. Dragă, bine că ai venit, uite, aceștia sunt sclavii noștri. Acum du-te și la bucătărie și servește-i pe toți, da? Deci asta este ideea. Bun, mireasa este biserica, spunem, nu-i așa? Foarte bine, biserica să mă servească. Bun, nu vin la biserică ca să mă supun unei stăpâne. Biserica este slujitoarea mea. Dumnezeu lucrează de lăuntru, mă ajută, mă servește. Asta este ideea și problema care este? De ce ni se sting făcliile? Asta e problema. De ce murim? De ce picăm întâi? De ce ne apucă somnul? Pentru că nu ne-am maturizat. Pentru că am rămas în aceeași fază de slujitori, care n-au înțeles nici conceptul nunții,
nici întregul sens al experiențelor religioase. Această experiență religioasă se termină într-un pustiu, pe la urmă. Și aici aș vrea să spun, dacă mă întorc la istoria care m-am povestit la început, apare un aspect foarte, foarte ciudat. Mă gândesc la acel bărbat despre care vă povesteam, că la mijlocul vieții a avut o criză de middle age crisis, da? Când a zis, copiii fac prea multe mofturi, soția e prea obnoxious, nu știu ce, trebuie să răsuflu liber, să-mi iau viața în mână, să trăiesc ce mi-a rămas din viață, că jumătate a trecut degeaba, acum să trece altă jumătate. Și ce a realizat? S-a dus într-un pustiu. Pe undeva este, asta se întâmplă cu o experiență spirituală care nu-i dusă până la capăt și undeva mori în pustie. Te duci într-o pustie și apoi te miri că bisericile sunt pline de oameni cu fețe stinse, cu mințe amorțite, cu mijlocul neîncins, adică nu-s bun de nimica, nu-s gata de nimic, cu făcrile stinse de mult, cu făcrile stinse, pentru că trăiesc în întuneric și zic așa e bine, că să tem de lumină, fiindcă spun că lumina face rău, mă rog, nu știu ce e rău cu lumina. Deci, sub toate aspectele, să nu știi, să nu cunoști, să nu gândești, să nu știu ce, și te miri că aceste biserici sunt muribunde și mor și, la urmă, auzi că e o decizie ca să se dărâme o biserică. La urmă, acolo se ajunge. Aș vrea să avem această atitudine în care frica apocaliptică este înlocuită cu anticipație. Fie că vine la primul ceas, la al doilea sau la al treilea, știți cum traduc aceste cuvinte? Până la urmă, voi nu știți ce însemnează revenirea lui Iisus. Voi ați făcut niște imagini, că va fi așa, că va fi altfel. Lăsați-o, împărțați Dumnezeu înăuntru vostru. Nu știți. Nu are importanță cum vine, da? Problema este mijlocul și făclia. Atitudinea aceasta de fitness, în sensul cel mai general al cuvântului, și spiritual, și emoțional, și fizic, și intelectual, cum vreți dumneavoastră, de a fi totdeauna viu și gata pentru orice. Și ideea aici, ce vreau să subliniez, am ajuns acolo încât a fi gata pentru venirea Domnului înseamnă a nu fi gata pentru nimic în lumea aceasta. Adică a nu fi bun de nimic în lumea aceasta. A nu te interesa nicio problemă în afara bisericii înseamnă să fii gata pentru venirea Domnului. Este exact invers decât mijlocul încins și făclia aprinsă. Această atitudine de anticipare și de maturizare în care îți câștigi libertatea. În ultima instanță, un aspect pe care Iisus o sublinează foarte clar. Venirea Domnului, de exemplu, când spune împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, dar ce însemnează aceasta? Este momentul, asta spune Iisus, când stăpânul stă la masă și te slujește. Te pune la masă și te slujește. Este momentul în care înțelegi adevărata libertate creștină. În care nu te supui ca preot ortodox de care v-am povestit, acel preot cu barbă albă. Nu te supui ortodoxiei tale. Ci scoți din ea ceea ce este esențial și te face să slujești altora, așa cum făcea el foarte bine. Mai bine decât mine, probabil. Și în care devine o resursă și o inspirație pentru un om cu mijlocul încins, care totdeauna viața aduce mereu alte provocări, alte probleme, alte perspective, alte idei. Și cineva cu mijlocul încins și cu făclia aprinsă este totdeauna gata pentru orice aspect. Și atunci stăpânul stă la te așează la masă și slujește. Când religia pe care ai învățat-o din copilărie nu stăpânește peste tine, ci tu o folosești ca o resursă care îți dă putere și te inspiră. Amin.